Capitolul 3. Care este deci întâietatea iudeului? Sau care este folosul tăierii împrejur? Oricum, sunt mari. Și mai întâi de toate, prin faptul că lor le-au fost încredințate cuvintele lui Dumnezeu. Și ce are a face dacă unii n-au crezut? Necredința lor va nimici ea credincioșia lui Dumnezeu? Nici de cum! Dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dar dacă nelegiuirea noastră pune în lumină neprihănirea lui Dumnezeu, ce vom zice? Nu cumva Dumnezeu este nedrept când își dezlănțuiește mânia? Vorbesc în felul oamenilor. Nici de cum! Pentru că altfel, cum va judeca Dumnezeu lumea? Și dacă prin minciuna mea adevărul lui Dumnezeu strălucește și mai mult spre slava lui, de ce mai sunt eu însumi judecat ca păcătos? Și de ce să nu facem răul ca să vină bine din el, cum pretind unii, care ne vorbesc de rău că spunem noi? Osânda acestor oameni este dreaptă. Ce urmează atunci? Suntem noi mai buni decât ei? Nici de cum, fiindcă am dovedit că toți, fie iudei, fie greci, sunt sub păcat. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere. Nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Gâtlejul lor este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venin de aspide. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustierea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Știm însă că tot ce spune legea spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea lui Dumnezeu, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume, neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El, nu este nicio deosebire. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie, prin credința în sângele Lui, o jertfă de ispășire ca să-și arate neprihănirea lui, căci trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru ca, în vremea de acum, să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Iisus. Unde este dar pricina de laudă? S-a dus. Prin ce fel de lege? A faptelor? Nu! Ci prin legea credinței. Pentru că noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Sau poate Dumnezeu este numai Dumnezeul iudeilor? Nu este și al neamurilor? Da, este și al neamurilor, deoarece Dumnezeu este unul singur și El va socoti neprihăniți prin credință pe cei tăiați împrejur și tot prin credință și pe cei netăiați împrejur. Deci, prin credință desfințăm noi legea? Nici de cum. Dimpotrivă, noi întărim legea.